Reacție dură a socialiștilor la deciziile de ieri ale Curții Constituționale. Demiterea lui Vladimir Țurcan și suspendarea legii pentru ratificarea acordului rusesc ar fi o încercare de preluare a controlului acestei instituții de către un grup infracțional care, spune PSRM, acționează prin intermediul grupului parlamentar Pro-Moldova și al partidului Șor, cu un concurs larg al PAS și PPDA. Formațiunile vizate neagă acuzațiile și le solicită socialiștilor probe. Potrivit socialiștilor, scopul formațiunilor din opoziție este de a submina efortul guvernului de a pune în aplicare planul social pentru ieșirea din criză provocată de pandemia de coronavirus. PSRM mai spune că acțiunile partidelor din opoziția parlamentară s-au intensificat după ce guvernul a decis ca o parte din taxa de aeroport de 9 euro, plătită de cetățeni în costul biletelor de călătorie cu avionul, să ajungă în bugetul de stat. După ce a văzut că pachetul de măsuri a trecut de Parlament, susține PSRM, grupul care controlează ilegal aeroportul internațional Chișinău a decis să-l blocheze la Curtea Constituțională, iar după revotarea acestuia de către majoritatea parlamentară, s-a decis că e nevoie de un control total asupra curții, au mai adăugat socialiștii. În context, PSRM avertizează că va monitoriza cu atenție ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională în perioada următoare și va întreprinde toate acțiunile legale și politice care se impun. Asta în cazul în care se va dovedi că deciziile acestei instituții sunt influențate politic. Președintele grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Candu, le recomandă socialiștilor și partenerilor de coaliție să nu dea vina pe opoziție și să se apuce de lucru. Socialiștii și democrații au pierdut simțul realității, nu înțeleg ce se întâmplă, încep să piardă puterea, fac gafe peste gafe aflându-se în guvernare și datorită prostiei și neprofesionalismului lor, acum încearcă să caute vinoveți în altă parte. Ei până ieri, cel puțin, dacă nu și în continuare, controlează ei, sunt cei care controlează Curtea Constituțională sau au controlat Curtea Constituțională. Fiindcă eu altfel nu-mi explic cum președintele Dodon vorbește la telefon cu președintele Curții Constituționale. Iar vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, susține că PSRM nu are decât să demonstreze afirmațiile pe care le face. Partidul Socialiștilor tot timpul abordarea alb-negră. Dacă ei ceva nu controlează, asta înseamnă că controlează altcineva. Ținem minte cum au fost disemnați membrii în Curtea Constituțională. Sunt persoanele din diferite domenii, din diferite cu diferite viziuni, probabil. Eu n-am motive să cred că altcineva la moment controlează Curtea Constituțională. Dacă Partidul Socialiștilor are probe, să le demonstreze. Totodată, Partidul Acțiune și Solidaritate și-a exprimat poziția într-un comunicat de presă. Membrii PAS susțin că asemenea acuzații pot fi făcute doar de cineva care a pierdut contactul cu realitatea. Potrivit lor, în loc să primească ajutorul opoziției, guvernarea PSRM-PDM preferă să o acuze de toate insuccesele sale, semn clar al crizei politice care se profilează tot mai accentuat. Sfatul nostru către guvernare este să dea dovadă de responsabilitate și să se apuce odată de treabă. Țara are nevoie de unitate, nu de divizare. Țara are nevoie de lideri, dar nu de lamentări ieftine. Dacă nu poate, să ceară ajutorul sau să plece, susțin membrii PAS.